Datele oficiale furnizate de Direcția Publică Locală de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă DEVA relevă faptul că în anul 2021 s-au născut mai mulți copii decât în 2020. Astfel, numărul nou născuților vii înregistrați la starea civilă din DEVA în anul 2021 a fost de 562 față de 425 înregistrați în anul 2020. Cele mai frecvente prenume alese de părinți pentru copiii lor au fost Sofia Maria, Mădălina, Emma, Ștefania, Ioana pentru fetițe și Patrick, David, Andrei, Matei, Dominic, Dragoș sau Vladimir pentru băieței. Din păcate și numărul deceselor a înregistrat o creștere în 2021 față de 2020. Anul trecut s-au înregistrat 1591 de acte de deces curente și 29 de acte transcrise din străinătate față de 1323 înregistrate în anul 2020. În concluzie, în municipiul DEVA, sporul natural s-a menținut negativ și în anul 2021, decedații având un excedent față de nou născuții vii de peste 1000 de persoane.